Despre însăși Dumitru Talmazan am aflat de mult și de mult îmi doream să ajung la un curs de-a lui, dar prin urmare am fost invitată chiar de el personal la acest curs și nu regret absolut deloc că am venit, pentru că chiar am aflat lucruri care sunt cruciale și foarte importante pentru ziua de azi și pentru mediul în care noi existăm. Am ales cursul Facebook Start pentru ca să, în genere, să mă informez despre Facebook, pentru că noi cunoaștem niște lucruri care sunt superficiale și nu sunt, adică noi nu intrăm în esență, noi știm doar ambalajul și cum el se mănâncă, dar nu intrăm niciodată în esență și nu ne interesăm ce ar trebui sau ce elemente trebuie să folosim sau cu ce scopuri facem noi anumite promovări, postări, de aia și am fost aici. Ce impresii poți să ai de la o atmosferă foarte, foarte faină? În primul rând îmi place atmosfera pentru că vii să înveți, dar vii nu să te, cumva, nu te încordiezi foarte mult. Vii și te relaxezi, între timp mai ai și informații, plus sunt foarte utile lecțiile înainte de întâlnirile noastre fizice, pentru că lecțiile video sunt cumva pregătitoare și tu vii deja cu un bagaj de cunoștințe pe care aici îl implementezi însăși la curs. Și eu am rămas foarte plăcut surprinsă și impresionată. Am încercat să aplic în practică cele învățate, dar deocamdată sunt în proces de creare a paginii mele personale pentru acțiunile care urmează să le fac. De aceea, cu siguranță, mi-a fost foarte util tot ce s-a întâmplat aici în decurs de o lună de zile. Aș recomanda și motivez de ce. Pentru că, în mare parte, oamenii care își duc afacerile încredințează acest capitol celor care sunt în subordinea lor. Dar ar fi foarte, foarte benefic ca fiecare antreprenor, fiecare agent economic să vină el mai întâi, după care să-și transmită persoanele care lucrează la el, ca el să înțeleagă pe ce se cheltuie banii, ce înseamnă reclamă, ce înseamnă Facebook, pentru ce el există și tot așa mai departe. Adică, într-adevăr, aș recomanda la toată lumea, pentru că noi trăim acum în mediu, într-o lume în care tehnologiile și social media în general au crescut foarte mult și asta este foarte, foarte important. Dumitru este în genere o persoană foarte deosebită. Felul în care el abordează subiectele pe care el le cunoaște cel mai bine și eu pot să afirm că el este unul din puținii oameni din Republica Moldova care cunosc la așa nivel informația pe care el o predă. Îmi place că se vorbește în limbă accesibilă și asta este foarte important, pentru că este neplăcut când mergi la un curs și te simți prost. Prost din punctul de vedere că nu înțelegi terminologiile, nu înțelegi ce vrea să zică acel speaker pentru tine. Iar atunci când omul cu tine vorbește într-un limbaj pe care tu îl înțelegi cu siguranță, asta este cel mai important. Informația se asimilează repede, atmosfera este mult mai degajată decât ar fi într-o altă circumstanță. De aceea, one love!